Mini-vacanță de 5 zile pentru români, este vorba despre ziua de luni, 29 noiembrie, care, potrivit unui anunț al Ministerului Muncii, va fi declarată zi liberă pentru a se forma o punte cu zilele de 30 noiembrie, respectiv sărbătoarea Sfântului Andrei, și 1 decembrie, ziua națională a României, care este miercuri. Astfel, românii vor avea liber consecutiv 5 zile, împreună cu weekendul în perioada 27 noiembrie, 1 decembrie inclusiv. Având în vedere că zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt zile libere stabilite prin codul muncii și că în acest an cele două zile pică în zilele de marți și miercuri, Ministrul Muncii și Protecției Sociale Raluca Turcan a transmis în avizare externă proiectul de hotărâre de guvern pentru ca ziua de luni 29 noiembrie 2021 să fie nelucrătoare. Se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii.